Albania este o țară în peninsula balcanică, așezată de-a lungul mării și străbătută de șiruri neîntrerupte de munți. Albania este un stat de dată recentă, fiind înființat în anul 1913. Albania independentă este produsul, am putea spune, al Congresului de Pace de la Londra. Și au existat atât factori interni cât și externi care au contribuit la acest eveniment politic. Pe de o parte, presiunea celorlalte state balcanice interesate într-o anumită împărțire a fostelor posesiuni otomane în sud-estul Europei. Pe de altă parte, mișcarea de renaștere națională albaneză. Albanezii își numesc țara Shqipria, iar pe ei înșiși Shqipetari. Denumirea ar proveni de la cuvântul Shqyp, care înseamnă acvilă. Deci Albania ar fi țara acvilelor. De altfel, simbolul național imprimat pe drapel îl reprezintă vulturul bicefal și poate fi văzut peste tot, albanezii fiind extrem de mândri de patria și de neamul lor. Albania are doar 3.600.000 de locuitori. Nu știu dacă neapărat e important numărul albanezilor și mai ales al celor din statul național albanez contemporan, cât rolul geopolitic pe care acest stat îl joacă. Și aici pot să vă spun cu siguranță că rolul regional al Albaniei este mult mai mare decât ar putea lăsa să se creadă dimensiunile sale teritoriale sau demografice. După religie, albanezii se împart în musulmani, care sunt majoritatea, și creștini, catolici și ortodoxi. Se știe însă că sentimentul religios la albanezi este puțin dezvoltat. În schimb, patriotismul a fost întotdeauna pentru ei o puternică motivație. Albanezi, închinați-vă lui Mahomet sau lui Hristos, dar să nu uitați Dumnezeul vostru comun, să nu uitați Albania. Aceste cuvinte, rostite de lideri albanezi ai secolului al XIX-lea, par a se constitui în motoul acestui popor. Dacă albanezii își numesc țara Shqipria, celelalte nații ale peninsulei balcanice i-au dat și ele câte un nume. A românii, și ei băștinași în aceste locuri, au numit-o Arbinișii, iar pe albanezi Arbineși. Grecii au spus Albania, numindu-i arvaniți pe locuitori, iar turcii, care au cucerit-o în secolul al XIV-lea, i-au zis Arnauturuk, albanezilor spunându-le arnăuți. Din punct de vedere economic, Albania a fost considerată una dintre țările sărace ale Europei. O explicație în acest sens a fost dată de faptul că, de-a lungul timpului, bărbații s-au ocupat în principal cu mânuirea armelor, rezolvarea chestiunilor de onoare și cu vendeta. În mod tradițional, la împlinirea vârstei de 12 ani, un tânăr albanez primea cadou o armă. Cultivarea acestor preocupări marțiale le-a atras albanezilor reputația de cei mai temuți luptători din Balcani. Astfel, creșterea animalelor și cultivarea pământului au rămas mai ales în grija femeilor albaneze.
Se pare că aceste urme ale trecutului nu au dispărut cu totul nici astăzi. De la un capăt la altul, peisajul Albaniei este caracterizat și de un ornament adăugat de mâna omului, cazematele. Ciudatele construcții, despre care se spune că sunt în număr de vreo 800 de mii, reprezintă un suvenir al celor 45 de ani de comunism, mai crunt în Albania decât în orice altă țară europeană. Regimul dictatorial, impus aici de către liderul comunist Enver Hoxha, i-a izolat pe albanezi nu numai de capitalism, ci și de celelalte țări comuniste. Astăzi, Albania se află într-o rapidă ascensiune economică, lucru observabil mai ales la Tirana, capitala țării. Centrul Tiranei este marcat de statuia lui Skanderbeg, eroul național al albanezilor, care în secolul al XV-lea a reușit o perioadă de timp să țină piept invadatorilor otomani. Printre atracțiile turistice ale Tiranei se numără și turnurile gemene, două noi și spectaculoase construcții despre care se spune că au fost ridicate de un misterios investitor arab. În Albania trăiesc aproape 200.000 de aromâni. Prezența a românilor pe teritoriul Albaniei are două explicații. O parte de ei sunt băștinași, o parte de ei sunt veniți cu multe secole în urmă, dar există și imigrații mai recente datorate tocmai specificului profesional al a românilor, acela de păstori transhumanți care își considerau ca patrie întreaga peninsulă balcanică. Numeric, estimările în privința românilor din Albania variază de la cifrele citate oficial, câteva mii, până la cifre de 250.000 considerate ca fiind reale de către reprezentanții a românilor. Nu există un număr exact stabilit pe bază de recensământ, însă aș putea menționa cifra de 139.000, mult mai credibilă, stabilită conform atlasului demografic al Albaniei, realizat de Facultatea de Geografie din Tirana împreună cu un institut de cercetări din Germania. A românii din Albania fac parte din ramura fârșeroților și din cea a moscopolenilor. Îi refuză denumirea științific consacrată de a români, prezentându-se ca rămâni. Rămâni! Așa nu cunoștem noi, un colantul, noi cim rămâni. Și când întreabă la noi, zicem, cim rămâni. Tu ai venit și ai multe soi, ai fășălot, ai căstrăniot, ai muzeciar, ai hrăniar, ai bublar, ai mult soi de rămâni. Și tu ți-ai n-am să din noi, se cheamă rămâni. Vlah este un nume oficial, și se cunoaște toată Bineșii. Vlah este un nume și noi anau noi bugata lanți. Noi toată Bineșii ieșim rămâni. Noi ne chemăm rămâni. Îi cunoaștem mai întâi pe românii de la mare, din orășelul Divjaka. Ne îndreptăm spre Divjaka, trecând prin Durres, principalul oraș albanez de pe țărmul Mării Adriatice, cu renume încă din antichitate. Din acest port începea vestita arteră comercială Calea Ignația, care străbătea toată Macedonia Antică, având ca punct terminus capitala Bizanțului, Constantinopol.
Și în Durrës, ca peste tot în Albania, apare contrastul dintre vechi și nou. Adesea, sărăcia Lucie stând alături de opulență. Banii nu sunt câștigați în Albania, ci mai mult în țările vecine, adică Italia, care se află de cealaltă parte a mării, și Grecia, de dincolo de munți. Diviaca este o localitate pe țărmul Adriaticii, unde trăiesc în prezent circa 250 de familii de aromâni, toți fârșeroți. Aromânii spun așezării Staninau, adică Stâna Nouă, de pe vremea când veneau aici cu turmele la iernat. O shat cu nostru, papu, manindi și de pite munță e tipă gradești, tu Macedonie și coți și de cu tu tipă ta, cu oili, avea mult oi, bănașă, vera, ne dze tu lungă, ne dze pite munță, acu iore clima, cam bună, cam rață, cam fres. Iarna, vene, tu mizăcheia o diviac, pită este cora o divia. Au tot marza de Adriatic. Până când să nu roi li armăni dați. Ținură că până tu 56 când se se colectiv zima ma cooperativi cum se noi. Ia 56 se se cooperativa și așa să ne smutare oi că se se tu loc tot. Să donare oameni tot în locul craz sogu și așa se tu cunosc. Pe unde comunistă rămâne băna cam adini, că o cra cam mult. E mu cra și areș, o vreș cultura, o vreș școala. O ve tu inimă, ați o vrere ali o lucru și o vrere ali școlii. Maninti se spus că fărșerozii când vin în prota tu diviaca, acasă lor nu se gre limba altă, singura rămânește. Și si mine până de 7-8 ani nu știam limba albaneză, știam singur limba a română. Dapoi, tu ești celor ce vine, tu vaca comunismul, limba nu se grea în afară. Și nici când zetul școală de stat, nu că avea de arșeni majoranța, așa are cam multă o, li vedea românii cu un ochi alt. Cu ți oi. Și spune cioban. Cioban. Cioban, zborul cioban, au se numește picurar. Picurar. Picurar, ma tora m-a învățat și numenii că de aici omii se cheamă cioban de fășoroț, de sânzile lor ar însăt omii cu mult minte, omii și ar dat multă istoria, nu singur de Albania, ma știu Grecia, știu Macedonia, știu alte locuri de Balcan, ar dat mult omii cu minte, și nu sunt singur picurar. Ma sunt și omii cu minte. Tora ori tinii, ce numeni. Cu atât lucruri se avem fapt. Ori tinii, ci sunt armeni. Cu aici lucruri se fapt. Limba nu a știr mult gine, ma atât cât am învățat istoria lor, el tora ori tinii. La Diviaca se află singura școală cu predare în română. A fost deschisă în decembrie 1998 și funcționează cu sprijinul statului român. Este frecventată de 40 de copii școlari și 15 preșcolari. A fost înființată din dorința comunității armânești de a învăța pe copii graiul strămoșesc, pe care nu l-au prea vorbit în timpul perioadei comuniste. Bună ziua! Bună ziua! Noi vinim din România, știți, nu? Din București, la televiziunea română. Suntem și noi cum vedeți voi școala pe armânești în Diviaca. Să spuneți cum citiți, cum zborați armânește, cum zborăm în timenii, cum spuneți. Gine, tora, vă citim Luplu și Nielu. Tine anima ești Nielu. Luciana, Luplu. Și tine,
va fi autorul. Gine? Ha. Unde vine la rău, tas pe apă. Lupiu ajung și tera man sus. Vede nielu și li crește cu mutat boță. Ține-o mintește apă. Apă cură de la tine către la mine, cum o pot să mintesc? Lupiu în răi crește înapoi. Anul ți trecu, mi-am jurat și. Cum putui să te-am jură când unica nu le-are fapt? E, ca nu tine, frate, tu mi-am jură. Mine nu am frate, zice nielu. Atunci, fu vărăsoi de-a ta, ică picurarul, ică altul vărnu, tia țeia, toara va de mă. Unții zăță, șlupiu feas, băgăți nielu. Sara, poți să cânti feată nică? Așa cum se face. Fiată nică, căniare, oi lilita tili păștem, oi lilita tili păștem. Nu avem acantă mult, dar unii țin țisut, dar unii țin țisut. O stidlu coli iau năpadi, si davo halici mușati, si davo halici mușati. Ca șă lapti nu-i fățem, tu duneia o dădem, tu duneia o dădem. Bravo! Copiii de la Diviac au dovedit nu numai că știu foarte bine să scrie și să citească în graiul matern, dar și că simt armânește, mai ales atunci când recită imnul a românilor de pretutindeni, Părintească dimândare. Părintească dimândare, nu spui ziul cu focul mare, frați de mum și de un tat, noi armeni de-a tatuat. Sunt plocele de mămiță, strigă noastre voi, părinți. Blasă mare să aibă în cas, ca de limba lui și-a las. Ca și-a las în limba lui, soardă pira focă lui. Se zderină iubi loc, se zi fric limba foc. El în vatra părintească, cum ea să mă orisească. De fumeni cu lui smăbaș, mă trelecă să mă faș. Ca-i fuz de-a lui mumă și de părintească lui mumă. Fug la-i doara domnului, și dulcema somnului. Bravo! Școala română din Diviac are în dotare o impresionantă bibliotecă cu volume scrise în limbile română, aromână și albaneză. Există aici și colecția completă a revistei Frăția, revista românilor din Albania, care consemnează din 1996 activitatea comunității române. În Albania și cred și alte state unde trăiască români, nu se știe că acest limb era și un limb scrat. O limbă era de scris? De scris. Aici este scopul mai important, să vedă românii că sunt un popor ce are un limb, limba este funcțională, nu este mai pentru vorbire acasă, cum spun alt oameni. Ambasada României la Tirana este principalul susținător al școlii române de la Diviaca. Ce vă mulțumesc în parte particular România e că acordarea burselor pentru învățarea în România, la școala medie, la și la universitate. Partea cea mai bună acestui studii e că tot care termină în România vin și lucrează aici, se întorc și lucrează aici. Acesta e o contribuție că noi romanii dăm și pentru dezvoltarea statului albanez. În anul universitar 2009-2010, statul român a pus la dispoziția tinerilor români din Albania un număr de 70 de burse integrale pentru învățământul universitar. La ora actuală sunt în România în jur de 250 de tineri români din Albania, care studiază la toate nivelele de învățământ menționate. Cu familia lor și cu faptul că la ei în casă se vorbește rămâneaștii,
Cu asta se mândrește cel mai mult bătrânii fârșirozi din Viviaca. Ghinevină. Ghinevină. Aici sunt tate. Ghinevină. Ghinevină. Tibonet și tiharau. Ne adunăm. Tiharau, da. Fumările voastre zbărăsc armânește? Zbărăsc cu multul. Mine, mai sănă dețile-o. Minte, vetea mea, acasă, gres rămânește. Mine, mulierme, fumelia, nepoțile, nepoțile. Și am vesti, am vesta oficiorul, un om șchiptară, ți nu este rămână, m-a mine zic, casa mea nu zbărăște. Șchip. Casa mea, rămânește? Mine voi sta, vădu și grești, rămânește. Vesta mi-mă trește. Le știi tot, le cuptești și ora grește și rămânești. Grește și rămânești. Un ficior, trei fete de mă, doi ficiori de mă tu Italie, tu Milano, cred. Domna njër mort are șaseni. Și mine bëneți cu ficiorul său Nicu, că așa avem noi rămâni, ne zem cu Nicu. Și acum bënăm. Ină oții. Au adiviac. Au adiviac, ină că avem casă de avem loc oții. Avem frații oții, surările oții. Bânați ghini. Bânăm ghini mult. Noi bânăm, că, cum zice sotiriții, noi lucrăm mult, lucrăm mult. Nu știm noi că zi sorile, că vin sorile. A curhiți un cântic voi doi, tora, trei, zvapt, da. Te-ar mâne. Mine nu știu, când mă... Ai doi auși, vă să cânt unul. Mi-i vă să facă e dinu poe. Ca zgadă și tu rumânia. Când cunosul v-am jam sibe mult, mă cutură să iau. Nu, mas i-am dat, i-am dirichie, ini și boța. Hai, să aveți sunt ape. Olelele, moi mini, o moi mărata. O mărata, olele. Olelele, moi mini, o moi mărata. Marita moia, Marita iata, olé, olé, Marita moia, olé, 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 moi suda moi cărpatu. O negă sa se moi ne moi mărtată. Hai grose. Se cântă inima. Hai grose. Se cutinie. Se cutinie. Se cutinie. Se cutinie. Se cutinie. Te buneți să dânăm. Voi se cutinie. Voi se cutinie. Nici si